Sido este o platformă care conectează părinții cu babysitter pe ore în nemijlocită apropiere a casei. Deci în momentul în care ai nevoie să pleci undeva pentru câteva ore și nu ai cu cine să te lași micuțul, accesezi platforma, filtrezi conform cărorva criterii care sunt importante pentru tine și în câteva minute găsești persoana potrivită care să vină să stea cu micuțul tău. Eu sunt mamă de mai bine de 5 ani și una dintre cele mai mari provocări ale mele a fost să găsesc pe cineva de încredere cu cine să-mi las micuțul atunci când aveam nevoie să merg la orele de masterat. E una când te apuci de un proiect și complet altceva atunci când tu începi să-l dișghioci pe bucățele mici și îți dai seama că provocările sunt mult mai mult decât ți-ai imaginat. Eu, de exemplu, mă gândeam că cât e acolo să creez o platformă, având în vedere că este cerere și este ofertă, apar foarte multe provocări parcurs de la partea de a câștiga încrederea, de a livra un serviciu de calitate și mai ales afacerea e people-based, da? E în mod constant a menține calitatea și a motiva pe oameni să facă lucruri bine, pentru că până la urmă asta este reputația ta. Pentru cei care ar dori să-și lanseze un startup, le-aș recomanda să rezolve unul o problemă care ei nemijlocit se confruntă, pentru că dacă tu te fierbi în asta, îți dai foarte bine seama de ce are nevoie persoana de alături și doi, să nu analizeze mult, pur și simplu să aventureze, pentru că soluțiile vin as you go. Da? Dacă stai și te gândești că asta nu o să meargă, ele într-adevăr nu o să meargă.